Da, deschidem ședința noastră de astăzi. Bună ziua și bine ați venit la ședință. Pentru că suntem aproape toți, putem începe. Dacă sunt probleme la, la procesul verbal la ședința în data de 22 la 7, prin atenția anterioară, la procesul verbal. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Da, mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Înainte de a începe ședința, vă anunț că o sunat domnul Gângaru, problemă nu poate veni și o să fie de acord cu tot, am votat, erau aici. Eu asta v-am spus, mai rămâne valabilitatea asta? Da. Da. Da? O să nu poate veni, are problemă și de acord. O sunat și dacă vreți să nu mai sunt aici. Nu. Da. Dar dacă vă dați să întâmplă ceva și oameni, deci sunteți de acord. Da. Sau vine cu proiectul hotărâre. E mai bine așa. Păi întâmplă și nu poți veni. Că nu prea e legal, nu știu dacă e legal. Nu știu dacă e legal, dar dacă e din comun acord. Dar dacă se anunță și se explică ședinții, eu consemnez. De acord, eu sunt de acord cu tot. Da. Pentru că dăm cuvântul domnului Vice să citească ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția articolul 133 aliniatul 1, articolul 134 alineatul 1 aliniatul 3 litera B din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 0507-2019 privind codul administrativ și articolul 181 din legea numărul 134-2010 privind codul de procedură civilă republicată cu modificările și completările ulterioare și prin dispoziția numărul 264 din 2208-2022 se convoacă în ședința plenară pentru data de 29.08.2022 Consiliul Local Balcan de Subacău la sediul primăriei Comunei Balcani județul Subacău în sala de ședințe începând ora 9, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani de Subacău și a listei de investiții pentru anul 2022 și diverse. Da. Mai este ceva la ordinea de zi? Deci, decât cel ce este pe ordinea da. De zi, atâta. Supunând la vot ordinea de zi, cine este pentru? La tine cineva? Potrivit de 14. Cine se înscrie la cuvânt? Privire la acest proiect de hotărâre. Așa-i numărat din urmă. De obicei, așa sunt totul. Nu. Numărat din urmă. 11-12, mai trebuie 1. Nu. Mai trebuie 1. 12-12. Dar nu, domnul Vici, domnul Vici nu e... Ba da? Consilier? Da. Da. Asta nu l-a spus. Da. Dacă nu sunt discuție la acest punct, nu pune-mi la vot proiectul de hotărâre. Cine este pe? Da. Nu e. Mulțumesc. Potrivă, abțineri, deci sunt 14. Trecem la diverse. Dacă cineva să scrie, la cuvânt. Diverse, de la comisie a documentelor. Sunt gata. Așteptam să vedem domnul Bar. Așteptam mult, puneți. Da. Nu vine. Gata, da, știi cineva de cătă de... Poate arunc un diavol. Sunt sănători, da? Da, ajută, doamne, știu. Aici. Poate întârzi cine știe, na? Dacă m-am înțeles. Hai, domnule.
A fost domn primar acolo, eu suntem cu asta și posibil să-l mărească un pic, că de la Under 9 la Under 11 nu se poate, nu se dă voie să luți așa. Și atunci au zis că schimbă și comorul. Pune și camerii. Ai asta și o să dea să joace toată lumea, dar cineva să răspundă, că așa vinte să nu răspunde nimic străcătat. Lacă pe port. Vrei să joci, cine răspunde? Lași un buletin, spui, domnule, joc eu 3 ore. Tu răspunzi. Dar la urmă trebuie să controlezi, bata. Obligator. Am înțeles că se deschide aia acolo la... A, terenul e din oraș, percepe o taxă. Nu ia nimic aici, dar măcar păstrează-le. Să păstrăm, pentru că ați văzut dacă au rupt și plasa. Deci plasa la terenul... A fost pusă și la a doua zi o tăiat-o cu un farfec și o luat-o acasă. Doamne, marea majoritate copiii, eu îi cunosc, îi văd, sac acolo. Știu cine sunt. Nu spun, de frică. Îți mai mari? Nu stop copiii noștri. Sunt copiii noștri, dar sunt și diferențe de copiii noștri. Să știți. Cum îi creștem acasă? Da. Oricum, să știi că majoritatea terenului au avut o intervenție. Toți îi creștem bine. Dar trebuie să mai fii și controlați faptele. Pentru că dacă nu controlezi, nu ții sub... Nu faci nimic. Și îi dau două palme acasă și eu după aia fac ce. Păi, deja ai greșit dacă dai două palme. Educația nu se face cu forță. Păi, tocmai. Cine nu e de cu forță? Niciunat e cu forță. Cu forță. Sunt metode de acum. Da, sunt că n-ai să ai și tu copii mai mari. Urmări asta că am deja. Foarte bine. Să vă trăiască, domnule. Și spune că acei copii care fac probleme n-au 7 ani, au 3 acasă. Bravo, da. Nu, da. Și ce ați eu scoat pe la urmă? Nu, dar nu trebuie să eu scoat. Da, o să ne organizăm. Da. Și cu reparații, de toate că am continuat la 4 teren de sport. La programul Salinei cât s-a aprobat? Mare, așa, nu... Nu, nu rețin acum, dacă vreți, vom... Nu, no, am întrebat așa. Nu. Trebuia cineva să fie la cuvânt. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Mulțumim de participare. Mulțumesc.